Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vorbim despre cel mai așteptat film al ultimilor ani, Dune, care a fost lăudat de criticii de film. Filmul este bazat pe romanul SF, scris de Frank Herbert și publicat în 1965. Acțiunea din Dune se desfășoară în viitor pe o planetă deșertică denumită Arrakis. Trei case nobiliare se luptă pentru a prelua puterea asupra acestei planete. Asta pentru că pe Arrakis se află o mirodenie care e un fel de combustibil pentru zborile în spațiu. Tot pe această planetă trăiesc și niște vieți muriași de care mai bine fugi decât să-i întâlnești. Poți să înghită un camion întreg deodată. Filmul Dune are o durată de 2 ore și 35 de minute și a fost aplaudat timp de 8 minute la Festivalul de Film de la Veneția. Vizionare plăcută!